adevărat, am mai spus asta, făcându-ne mea culpa fără probleme. Nu trebuie să fii cel mai informat, cel mai agreat, cel mai bine plasat pentru a fi cinstit ce ați face treaba. Dar poți să ai o voce care să conteze, indiferent pe cine susții. Oamenii vor veni și se vor gudura lângă tine. Da, Liviu Dragnea, dacă mă întâlnește pe undeva, nu mă scuipă între ochi. E de acord, da, mă ascultă, dar știe că, da, reprezint o voce care pe el deranjează. Bineînțeles că n-are tupeu să vină să-mi spună: domnul Balciu, v-am pregătit o surpriză. Nu, asta nu se fac. El știe la cine se poate duce să facă lucrul ăsta. Și toți ăștia care sunt prietenii lui Ghiță, prietenii lui Vântu, prietenii nu știu cui, da, ăștia care au acces la arhivele nu știu cui, ăștia, da, au făcut acest pas către nemernicie. Dar nu e vorba de niciun stat paralel. E vorba că pur și simplu caracterul lor lăsat de dorit. Că altfel poți să fii integru cu atât, chiar și prost informat. Da? Chiar și spunând numai tâmpenii. Dar poți să fii integru. Niciodată ăla să nu poată să vină și să spună: bă, tată, aș vrea să mă ajuți cu ceva. Așa ceva nu există. Păi eu nu ajut pe nimeni, tată. Nu eu ca persoană. Eu ca jurnalist, da? Mă duc înainte și văd de ale mele. Spun ce am de spus, da? Evident că ăsta este cel mai mare rău al societății mondiale astăzi. Nu mai poți să spui ce ai de spus. De asta și criticam un verșunare zilele trecute. Asta nu e jurnalism. Să te refugiezi în rețelele de socializare sau acasă cu prietenii sau prin parcuri sau nu știu pe unde, acolo faci comentarii politice. Tu ești cel mai mare chibis politic dacă nu ajungi la tine la serviciu, taci mâlc să nu te dea afară de la job. Asta nu e jurnalism, bă. Ești un măgar, da? Sau lipsă de caracter, ești un nimeni până la urmă. Bă, acolo du-te și spune, și după aia în parc lasă-i pe alții să comenteze. De altfel, toți cei care vin să te întrebe de una de alta vor să se audă ei vorbind. Da? Ei nu vor să te audă pe tine. În general, electoratul din România așa face. Și probabil că asta era valabil, nu știu dacă au curajul sau mai au ținerea de minte să recunoască marii lideri politici. Dar veneai la Traian Băsescu, veneai la Ion Iliescu, veneai la Radu Câmpeanu, veneai la Adrian Năstase, veneai la Klaus Iohannis, veneai la Victor Ponta. Nu veneai ca să-l auzi pe ăla. Da? Nu veneai ca ăla să-ți povestească viața. Tu veneai ca să-i spui tu păsurile tale și el să te asculte. Dacă te asculta, îl considerai un om excepțional, un om nemaipomenit, toată viața erai alături de el. Dacă nu te asculta, îl considerai un arogant, îl considerai un infatuat, da? Un de-ăsta care e cu nasul pe sus, care nu se uită la oamenii de rând. Așa fac cetățenii. E, nu cumva să credeți că se duce vreunul să întrebe: da, Traiane, dar povestiți-mi anecdote când erați dumneavoastră în liceu, când erați, când vă dădea afară de la clasă, când erați ultimul în clasă, bă, a opta sau pe a șaptea, erați golanul clasei, sau nu știu, la Ludovic Orban, la oricine. Nu mă interesează pe nimeni așa ceva. Vine respectivul și îți vorbește despre viața lui. A, ce să facă și omul politic? El aude chestiile astea ca și jurnalistul, și nouă ni se întâmplă exact așa, aude chestiile astea zilnic, dar cum să le soluționeze el? Este un singur om. Nu, ăsta este scopul. Ca șeful statului, ce să faci? Cum să-l ajuți pe ăla? Vrei după aia să te ia DNA-ul? Nu se poate face așa ceva. Tu n-ai cum să intervii, ce să faci? Să-i dai un telefon cuiva să-i aranjeze lor ăla? O să fac lucruri de genul ăsta, tată. El poate să aibă o vorbă bună, poate să aibă un sfat, poate să te mângâie, poate să-ți dea un autograf, poate să-ți dea o carte, el poate să te ajute, bă. Toți vin cu cerșitul, cu mila, cu să ai un pic de atenție și pentru el. Bă, plecând de la principiile astea, nu poți să ajungi decât așa. Presa nu este ca atunci când vă duceți la piață. Da? Ați văzut cum se întâmplă. La piață sau la băcănie sau la măcelărie sau la supermarket este la fel în toată România. Bătrâni care ajung să le explice casierilor viețile lor. Sigur, în detrimentul celor care stau după ei la coadă și care trebuie să suporte discuțiile alea absolut interminabile și fără niciun sens între cei doi. Sau între aia de la casă care vorbește și cu bătrânul, dar vorbește și cu colega care e în partea cealaltă. Aia leagă, să zicem, niște gulii. Vorbește și cu aia mai interesată cu mult de discuția cu guliile decât să te servească pe tine. Nu dai seama ce bătaie de joc la adresa propriei meserii? Da, totul este la scara asta la noi. Ok, deci plecasem de la mari păgubiți, de la mari candidați degeaba,
la acest congres, care evident că nu mai aveau nicio șansă, dar totuși au venit. Au încercat, au plecat cu coada între picioare. Am hotărât să plecăm pentru că modul în care au fost gândite procedurile și faptul că sunt pe poziția 20 și voturile deja s-au dat, ar fi absolut inutil. M-am înscris pentru această candidatură, deși prin suportul pe care președintele l-a dat doamnei Dăncilă, era clar că șansele sunt minime sau deloc. Dar pentru ideea de competiție, a spus Ecaterina Andronescu, dacă erați atât de demnă, doamnă, eu spun că trebuia să plecați din PSD de mult. Hai să zicem că la început erați tânără și nepricepută, cum a fost și Victor Ponta. Când a intrat în PSD, crezând că dacă nu l-a acceptat PNL-ul, el e atât de tare încât o să facă o carieră politică pe partea cealaltă a eșichierului. Dar până la urmă a văzut că ăia erau toți niște jmenari, s-a simțit bine, acolo i-a plăcut, se făceau bani, da? Câștigai notorietate, deveneai cineva, fără să muncești cu capul niciodată. În PSD nu-i nevoie să ai idei. În PSD nu-i nevoie să fii harnic, nu-i nevoie să fii întreprinzător. Alea că sunt bun gospodar aia pe la țară, am văzut-o. Uitați-vă cum arată în mediul rural județele Vrancea sau Teleorman sau Vaslui, unde sunt corifeii PSD-ului. Da? Apropo de bunii gospodari, Teleorman este ultimul în Uniunea Europeană. Da? În orice. Nu există nimic. În Teleorman este Papua Noua Guinee. Deci dacă erau și pantere negre, aia nu era treaba lui Liviu Dragnea, aia ar fi mâncat cetățenii, da? Și sigur că așa s-a mai scăpat de niște pensii. Nu sunt mamifere carnivore dintre astea, dar mari feline în județul Teleorman și atunci e mai ok. Dacă ar fi fost, eram o țară dintre asta tropicală undeva, vai de capul nostru, evident. De ei n-au făcut nimic. Și cum arată județele alea, bă? În Vaslui nici să scui pe stradă n-ai unde. Așa arată de rău. Deci, ca dovadă că acești oameni nu erau nici măcar niște buni gospodari. Știau, într-adevăr, pentru ei să atragă, dar prin șantaj, prin intimidare. Eu sunt șeful, bă, tu înțelegi cu cine vorbești. Atenție, ăla cu care vorbeai, da? Era deja neam de slugă. Adică nu venea ăla să spună, bă, lasă-mă, bă, tâmpitule. Eu cine sunt, nu cine ești tu. Crezi că eu aici, la mine, la comună, o să mă supun unui prost ca tine, bă, Oprișane, sau bă, Vătafule, sau bă, Dragnea, sau, da? Bă, mergi cu ursul, bă, de aici, bă. Stai liniștit, că eu nu mă vin să mă căciulesc în fața unui semi-analfabet ca tine. Nu-i spunea nimeni asta. Ăia de-abia așteptau să vină, să-i ofere, să se ploconească în fața lui, da? Pentru că ăsta e românul, bineînțeles, servil, ăia, hoi că vine ăla de la centru, să ducea acasă repede, să-i coasă nevasta ciorapii, să-i pună centura, să facă de toate, da? Foarte bucuroși că într-adevăr, au, bă, bă, vine șeful, vine, asta era viața lui, sigur, să știau mici. Dar dovada, ce este, care e morala istoriei aici? Nu era niciun om, într-adevăr, cinstit, inteligent, drept. Să vină la un moment dat să spune, bă, voi vedeți ce oameni sunt în fruntea partidului, așa că de aici plecasem doamna Andronescu, lăsați-o mai ușor. Dacă aveați demnitate și dacă erați oameni serioși, n-ajungea partidul de râsul curcilor, bă. Că v-am mai spus încă o dată chestiunea asta și bine de remarcat. Nu există niciun om serios în România, bă, dar cu adevărat, un om interesant, care să susțină astăzi politicile lui Liviu Dragnea și ale PSD-ului din 2018. Deci așa ceva nu există. Ori ești rudă, ori ești manipulat, ori ai interese, da? Ori e ceva, trebuie să fie, altfel nu se poate. Așa cum nici Europa nu susține nimic din ce se întâmplă în PSD, nici un român serios, bă, dar nici măcar unul, care să n-aibă nicio legătură cu partidul. Deci doar să fie spectator, să, da? Să uite la viața, că așa ceva nu există. Deci nici măcar unul. Bă, în condițiile astea, și tot vii să te vaieți că nu te ascultă ăla, că știți, noi am venit așa ca să facem magde. Ați făcut pe dracu. Ați făcut pe dracu. Și și astea cu ministerele. Ok, nu n-o fi fost, am mai spus-o. Nu n-o fi fost Cati Andronescu cel mai prost ministru al educației. Bă, dar rămâne ceva după educația Caterinei Andronescu? Nu rămâne nimic. Între timp au venit alții care sigur au modificat. Vreau să vă spun că nici măcar la nivelul sistemului de învățământ ceaușist nu suntem. Pentru că măcar ăla avea niște date bătute în cuie, tot era ceva.
pe lângă faptul că atunci existau manuale, pe lângă faptul că atunci existau profesori, pe lângă faptul că atunci se învăța de frică, n-avea importanță cum, deci atenție, nu se compară, da, era net superior. Pe vremea respectivă, ăștia, de la Oprea, de la Ponta, de la Dragnea, de la Ghiță, de la Mazăre, de la Băsescu, și toți ăștia erau drojdia societății. Da? Deci dacă nu venea revoluția, oamenii ăștia erau niște nimeni. Cum ne-am bucurat și de altfel ne-am frecat mâinile de atâtea ori să-i tot reamintim. Să nu-l uităm, bineînțeles, de Vasile Blaga, pe toți ăia. Da? Deci maestri. Mai zic, bun, o să zic că Nea Traianu, că el era comandant de navă. Ok, am bun, în domeniul ăla nu l-ar fi știut nimeni. Poate și Pandele. Da? Comandanți de navă, ok, nu erați niște intelectuali. Nu erați niște cetățeni care să schimbe ceva la nivelul. Erați buni în domeniul vostru, nu contestă nimeni. Eu nu zic că Vasile Blaga n-ar fi fost un magazioner ok la el acolo, prin Arad sau prin Bihor. Să fie sănătos. Dar în orice caz, eu nu cred că acești oameni ar fi scos vreodată capul în societate dacă lucrurile nu s-ar fi mișcat. Și nici dacă s-ar fi mișcat cum ar fi trebuit. Numai dacă se mișcau prost. Ce șansă aveau, mă, derbedei ăștia? 0,0001%. Adică să se schimbe era, da? Ceea ce s-a întâmplat, pentru ei exact la momentul potrivit, că n-aveau nici 17 ani, să mai aștepte încă 20 de ani de tranziție până să ajungă la o carieră politică, nici prea târziu, că nu erau la vârsta lui Ion Iliescu de astăzi. Deci s-a schimbat era, fără ca ei nici măcar să cunoască ce e aia. Nici măcar Europa Liberă nu ascultau. Credeți că unul ca Vasile Blaga știa țările din Europa pe vremea lui Ceaușescu, republicile socialiste? Știa URSS-ul din ce republice format? Era bâtă, bă! Da, nu știa nimic. Și toți ăștia la zbișnițarii de atunci, care au ajuns mari oameni de afaceri de astăzi, ce erau zero toți, zero. Nu era unul să fi făcut o școală pe bune. S-a văzut ulterior. Unul nu era, mă. Da. Și a venit, deci, revoluția, s-a schimbat era, dar s-a schimbat atât de prost încât le-a căzut exact lor pe bombeu. Și nu exista nicio șansă într-un miliard, Dumnezeule. Am crezut atunci, gata, tată. S-a terminat cu Partidul Comunist Român în 5 minute la televizor. Totul fusese abrogat. Am zis, bă, gata cu cizmarii. Gata, bă, cu pantofarii. Gata, bă, cu croiturii aia care țineau centimetru în jurul gâtului. Ei nu vor mai putea să conducă România. Vor fi buni meseriași foarte bine la locurile lor. Nu ne îngrijam noi în momentele alea de ei. Am crezut că, bă, tată, de aici înainte e pe competențe. Din păcate, numai așa n-a fost. Spuneam de Adrian Năstase că era la Cornul. Ei bine, unde credeți că era Klaus Iohannis? Asta în timp ce în PNL, apropo, că așa acolo a fost un mic congres, să-i spunem așa, toți au avut congrese. PSD-ul, PNL-ul, Frontul Național în Franța. Marine Le Pen a propus un nou nume pentru partid. Le Rassemblement National, în loc de Le Front National. Nu există termen mai urât în limba franceză decât acest Le Rassemblement. Nu înseamnă nimic, da? Este un rahat de termen, adică un fel de hai să ne unim, să fim uniți, să stăm împreună. Este un rahat, cum să spui așa ceva? Stânga franceză folosește termenul ăsta practic de la François Mitterrand. Deci de la începutul anilor 80. Atunci a ajuns stânga cu adevărat la putere după Giscard. De atunci numai termenul ăsta l-am auzit. N-are niciun gol de sens. E cum era dezideratul pe vremuri la noi. Deci asta a făcut. Dar să ne întoarcem la PNL. Și PNL-ul, ca să se afle în treabă așa, să facă un pic de bruiaj la marele congres PSD, știți ce a făcut? A zis, domnule, dacă domnul Klaus Iohannis va candida peste un an și jumătate la înalta funcție de șef al statului, PNL-ul susține. A propus Ludovic Orban. El zicând, pentru mine funcția de prim-ministru. Dacă, sigur, vom câștiga noi la parlamentare. Da? Klaus Iohannis în acest moment, când iată, PNL-ul a decis să... Deci nu un moment oarecare pentru un cetățean ca el. Era la schi. Era la schi undeva lângă Sebeș. Am înțeles, în ceea ce se numește, impropriu, bineînțeles, Elveția României. Un domeniu schiabil cu vreo 8 pârtii. Eu nu zic că n-arată bine. Da? Arată nemaipomenit.
Dar Elveția este ca fascismul lui Victor Ponta față de epoca lui Traian Băsescu. Deci Elveția nu se poate compara nici măcar cu Elveția. Și de ce spun asta? Pentru că și ea e împărțită în mai multe regiuni. Da, regiunea francofonă, regiunea germanofonă, regiunea de limbă italiană, nici măcar elvețienii nu sunt toți la fel. Să spui așa ceva, dar în fine. Klaus Iohannis era acolo, bă. Se dădea cu schiurile. În weekendul că o fi aflat și el prin alertă că îl susține PNL-ul cum am aflat și noi, bă. Deci el ce opțiune are șeful statului? Să mai stea încă 5 ani la Cotroceni să-și facă concediile din București? Sau să și le facă 5 ani sau 10 ani sau 15 ani din Sibiu? Astea sunt variantele lui. Bun, ne întoarcem după publicitate. Că interesantă pe prima pagină, Realitatea TV, o televiziune sfâșiată de interesele a 6 moguli. Iată-i, Vântu, Luca, Ghiță, Schwarzenberg, Gușă și Păcuraru. Ăștia sunt cei 6. Îi vedem aici, în Adevărul, țopăiala fiscală continuă, 7 declarații într-una singură. Uite, bă, cum arată birourile alea și cum stau oamenii la ghișeu. Să văd acolo, în țara în care merge cel mai bine internetul, online-ul ăsta este evident lăsat de izbeliște. Fiți atenți în Q Magazine, cum a făcut Meleșcanu istorie. Bă, superbă, bă. Zici că e din aparatul ăla lui Gorbaciov, din anii 80, așa arată. Extraordinar. Ce ți-a venit, bă, Floriana Jucan, să arezi pe Meleșcanu pe prima pagină? Uluitor! Ce mai avem? Avem Cotidianul lui Nea Cornel, evident. Banii independenților băgați la storcător pe prima pagină. Clujul, orașul tramvaielor colorate, păi nu-i de mirare și la Arad e la fel. Târgu politici de mărunțișul, scrie Cornel Nistorescu, evident, despre congresul PSD. Un editorial evident de citit, scris probabil în limbajul caracteristic. Oho, păi da, avem TV Mania, bă, fraților, care nimeni nu știe de ce, dar mai apare. Iată, amănunte din culizele Extalon sau Exatlon. Cinezeu fi asta. Emisiuni de asta de cultură generală, sigur, la marile posturi generaliste. Pe mâine. Împlinește-ți